Dar ceea ce vrem să rămână în viața noastră mai departe, Dumnezeu să ne ajute să trăim pocăința adevărată. Amin. Dumnezeu să ne ajute să facem slujba ca să placă celui ce ne-a înscris la oaste. Amin. Și dacă nu place la toți oamenii, asta nu e o mare problemă. În legătură cu ceea ce o trebuie să vorbesc acum 2 ani de zile în urmă, observ că de la un an la altul am tot mai mulți dușmani. Aș vrea să spun lucrurile acestea de care cei mai mulți dintre noi ne ferim de ele să le vorbim. Cei mai mulți dintre noi ne ferim de multe lucruri să le vorbim, din cauza că toate aceste lucruri nu sunt așa, vorbim ca să căpătăm aplauze, vorbim ca cineva să spună bine o vorbit. Lucrurile astea aș vrea să spun că costă scump. De multe ori o trebuie să las acasă o soție cu ochii în lacrimi, care nu știu ce înseamnă noaptea, care nu știu ce înseamnă odihna. Nu că ne place nouă, dar cel ce ne-a înscris la oaste așa ne vrea. Amin. Nu să faci ce vrei, nu să faci ce-ți convine, ci să faci ce trebuie să faci. Amin. Și dacă trebuie să plătești, să o accepți. Nu contează cât, nu contează cum. Noi mergem spre rai și spunem că suntem în stare să ne dăm și viața, spunem unii dintre noi. Dar asta în viața celor mai mulți dintre noi nu e o realitate. E așa ceva ca să ne aflăm în treabă, ca să dăm aspect. Aș vrea să spun, fraților, cu privire la ceea ce acum 2 ani am vorbit, susțin din nou mai departe, nu sunt cuvintele pe care le-am scris eu în Scriptură, scrise de unul care trăiește veșnic. Amin. Și despre care Pavel a zis că după Evanghelia asta Dumnezeu va judeca lumea. Că avem noi drumuri, că ne croim cărări, că ne îndreptățim, că avem alte căi. Asta se va vedea când Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor după Evanghelia asta. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Și vreau să spun încă o dată. Stăm în fața unui Dumnezeu care te înțelege când ai greșit, care te înțelege când ai avut o slăbiciune, când ai fost luat prin surprindere de vrășmaș și n-ai fost pregătit pentru lupta care ți-a stat înainte. Dar stăm în fața unui Dumnezeu care nu te înțelege nici de cum când îți faci plăcerea ta, când trăiești în poftele tale, când îți croiești drumurile după cum îți place, când cauți nu să-ți îndreți viața după Evanghelie, ci să sucești Evanghelia după viața ta, ca să-ți iasă, ca să-ți convină, Dumnezeu nu te poate înțelege în privința aceasta. Dumnezeul nostru e sfânt. Amin. Poate nu așa cum ne spun frații că e de 3 ori sfânt. E odată și bine Dumnezeu sfânt și ne-a cerut și nouă să fim sfinți în purtarea noastră. Amin. Că Dumnezeul care îl urmăm e sfânt. Amin. Acolo zice în Apocalipsa că heruvimii strigau de 3 ori una după alta: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Dar nu scrie nicăieri în Scriptură și doresc să corectăm problema asta, că asta la pentecostalii la scară națională și internațională. Dumnezeul nostru, fraților, e de 3 ori sfânt. Nu scrie în Biblie așa ceva. Dumnezeu e odată și destul. Amin. Odată și destul de sfânt. Slăvit să fie numele Amin. Lui Dumnezeu. Amin. Nu-i de 3 ori, nu-i de 7 ori. Și nouă ne-a cerut nu să fim de 3 ori, odată. Și cum trebuie, și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Aș vrea să spun, am întâlnit învățăturile astea prin biserici, la ora actuală. Ni se amintește de multe ori din cartea Apocalipsei că trebuie să ne întoarcem la dragostea din tâi. Și este adevărat. Domnul să ne ajute. Unii frați folosesc versetele astea și spun, zice, fraților, hai să ne aducem aminte cum eram noi în dragostea din tâi. Am auzit frați spunând, și cred că mulți de aici susțin lucrul ăsta. Zice, când eram în dragostea din tâi, zice, când am intrat în adunare, pe toți frații am văzut sfinți, spun unii. Poate că Dumnezeu nu i-a văzut pe toți așa, dar noi spunem, pe toți am văzut sfinți. Și dau seama, pe seama lucrului ăsta, și atâta le învârt și le sucesc, și atâta amețesc și pe alții de cap,
spunând că de fapt noi, după ce au trecut anii, ne-am pierdut dragostea și din cauza asta mai vedem că unii nu-s chiar așa sfinți și mai și păcătuiesc și-și permit lucruri grozave să facă. Spunând că n-avem noi dragoste, ei au dragoste că-și fac de cap, noi n-avem dragoste că spunem nu-i bun ce faci. Aș vrea să spun în ziua aceasta, cred, în urma lucrului pe care l-am cercetat, cred că asta e o erezie cât se poate de mare care se seamănă în biserici. Nu e adevărat că din cauza că aveam prea multă dragoste n-am văzut noi pe frați că să mai abat unul la stânga și unul la dreapta. Ci Pavel cred că clarifică problema asta în Corinteni când spune: când eram copil, și spun eu, vedeam ca un copil. Amin. Gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, dar Pavel a zis: când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Eu întreb, frați și surori, când își da seama un copil în familie că tata lui și mama lui îs oameni de treabă sau nu sunt oameni de treabă? Și dacă se întâmplă să le motiveze cândva și să le spuie: voi nu sunteți oameni chiar așa de treabă, noi ne-am născut aici într-o familie, dar la voi treaba nu e în regulă. Să-i spui lui tata, lui mama, uite ce comportări aveți. Tata să spună foarte simplu, cum spun frații noștri care au și păr alb în cap câteodată. Și zice: n-ai atâta dragoste cât aveai când aveai 4 luni. Atunci nu vedeai, tata și mama erau un sfânt în familie. Acum îl vezi că acolo nu-i bine, acolo nu se comportă cum trebuie, acolo nu le judecă cum trebuie, acolo face nedreptate, acolo nu caută să spui adevărul, nu? Nu din cauza că copilul nu are dragoste, vede lucrurile, ci a ajuns să se mărească și-o lepădat ce era copilăresc și-o ajuns să le vadă așa cum trebuie. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin. Deci nu încape învățătura asta să spunem că i-am văzut pe frați sfinți când ne-am întors la pocăință și acum nu-i mai putem vedea sfinți că ne lipsește dragostea. Nu e adevărat. Dacă când m-am întors la pocăință și cineva spunea în adunare: Dumnezeu e mare, Domnul Iisus ne-a iubit așa de mult și și-a dat viața pentru noi și ne-a spălat păcatele și ne va duce în rai și în împărăția Lui și așa ne-a iubit Dumnezeu pe noi de mult, noi ziceam: asta-i pocăința. Dar când am ajuns oameni mari, am ajuns la convingerea, nu după părerile noastre, nu după ce ne-au spus alții, ci după ce e scris în Biblie. Amin. Că cine nu trăiește pocăința și nu cine să laudă toată ziua că s-a răstignit Hristos, ci noi trebuie să ne răstignim pe noi cum s-a răstignit Hristos ca să ajungem unde a plecat Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Tăți-ți de acord să meargă la rai când spui că mergem așa pe șoseaua cea mai largă cum se poate. Domnul e bun, Domnul e mare, Domnul e mai bun ca oamenii, Domnul face. E adevărat. Dar Dumnezeu nostru e sfânt. Amin. Și Biblia spune clar: nimic întinat sau spurcat nu va intra în împărăția Lui. Deci asta înseamnă că trupul păcatului trebuie răstignit și învinsă puterea Lui ca să poți ajungi acolo unde a ajuns Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Câți creștini nu știu azi să spună în engleză, nu mai știu în românește, români de-a noștri, nu mai știu în românește să zică: Doamne Dumnezeule, acum oh my God, oh my Jesus, de toate felurile. Să laudă că s-a răstignit, că ne-a plătit păcatele, că a făcut multe și multe lucruri. Dar în viața lui, dacă îl întreb, cum stă cu răstignirea? Credeți că de ce o zis Pavel? Noi cei vii purtăm în trupurile noastre de carne omorârea Domnului Iisus. De ce? Ca și viața lui Iisus să se vadă în noi. Amin. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Unde nu se vede răstignirea, n-are cum să se vadă viața. Poți să te lauzi toată ziua că urmezi pe Hristos, care s-a răstignit, care a murit și așa mai departe. Biblia spune că noi trebuie să călcăm pe urmele Lui. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. A călcat pe urmele Lui nu înseamnă să spui la alții: uite pe unde a trecut Domnul, cât ne-a iubit și atât. A călca pe urmele Lui înseamnă să trecem pe acolo pe unde a trecut El. Spuneam aici că îmi dau seama de la un an la altul că s-adună tot mai mulți dușmani. Am avut o lucrare cu ceva ani în urmă și în lucrare se spunea că lucrurile pe care o trebuie cândva să le susțin, să le vorbesc,
Va veni vremea când va trebui să trăiesc în ele, să-L împlinesc, să trăiesc pe acolo, să trec pe acolo. Și am zis cât e de ușor de predicat din Isaia 53 de omul durerii, obișnuit cu suferința, omul care era disprețuit, de-ți întorceai fața de la el și Biblia spune noi, nu l-am băgat în seamă, nu-i așa? Mărire lui veci. Prorocea Iisus prin gura lui David și-o zis, am ajuns ca un străin printre frații mei. Acum îl înțeleg pe Iisus. Să predici din Scriptură și oamenii să te urască de moarte. Să umbli printre frați, să vorbești din Scripturi și să se pare că spui din cărți de povești. Și când vin aștia cu povestioarele, cu ereziile, cu căile care nu-s precizate în Scriptură, la toți li se dă dreptate. Și David a zis, mânat de Duhul lui Hristos, a zis, am ajuns ca un străin printre frații mei și ca un străin printre fiii mamei mele, spunea David. Dar ăsta era Hristos care avea să vină. Nu-i așa? Da. O venit printre oameni și le-a spus adevărul și oamenii l-au urât. O venit printre oameni și a făcut lumină și oamenii l-au hulit și l-au urât până la moarte. Mărire lui Iisus. Să calci pe urmele lui Iisus. Doamne. Nu înseamnă să stai undeva ascuns când vine furtuna. Vorbește, așa cum se vorbea seara aici, mulți sunt dispuși. Și la ora actuală, dacă îi întrebi pe unul și pe altul să iei la bani mărunți, unde, care ți-i slujba ta în trupul bisericii, ca mădular, unde ești așezat, ce faci? Când lei acolo nu se bagă, dincolo nu poate că trebuie să sufere, să teme că e lovită familia, că e adevărat. Dacă te bagi, Biblia spune că Domnul Iisus a venit în lumea asta, de ce a venit? Pentru un alt motiv. O zis ca să strice lucrările diavolului. Și pentru că le-a stricat, diavolul s-a luptat și l-a lovit cât a putut din toate părțile, prin toți oamenii, prin toate mijloacele. Și este adevărat? Dacă mângâi nelegiuirea, dacă spui că nu-i chiar grav, n-are nimeni treabă cu tine. Dar dacă să te bagi să strici o lucrare a diavolului, nu o să fie simplu și nu o să te coste ieftin. Lovești în el, lovești în lucrarea lui și el va lovi în tine, în casa ta, în copiii tăi, în viața ta. Noi am venit aici cei mai mulți, să spunem așa, cei care au venit după voia lui Dumnezeu. Dacă ai stat să-i întrebi pe fiecare, au fost multe piedici să vii azi aici. Au fost multe lupte. Au fost multe obstacole, multe ispite. Până în ultima clipă să pleci de acasă, poate vrăjmașul căuta să-ți prindă piciorul, să te încurci, să facă ceva. Ei, întrebați-i pe cei ce vin de la plajă și să aici azi pe Țibleș. Pe noi ne bat valurile, încercările și responsabilitatea luptei în care ne-am băgat. În care nu ne-am băgat că am vrut. Și am vrut să-L urmăm pe ala care ne-a angajat, slăvit să fie numele Lui. Pe ei bat valurile pe malul mării și când îi întrebi, îți spun în engleză, totul e ok și viața noastră îi primejdie în fiecare zi. De la o zi la alta trebuie să ai tot mai mulți dușmani. Întâlnești oameni care îți spun în față că ești nebun. Întâlnești oameni care îți spun ești călăuzit de duhuri necurate. Întâlnești oameni care spun că ai drac și zic acum, Iisuse, acum te înțeleg, amin, cum ai amin. Mers tu pe podul pământului, acum te înțeleg, hulit, batjocorit, disprețuit, dat la moarte, nu pentru că ai făcut rău oamenilor, ci pentru că ai aprins lumina într-o lume care să scaldă în nelegiuiri, pentru că ai făcut lumină acolo unde zăcea, în întunericul și în umbra morții. Și oamenii n-au iubit lumina. Și-au zis, pentru că faptele lor erau rele, au iubit mai mult întunericul decât lumina. Ceea ce dorim, Dumnezeu să ne ajute. Sunt conștient că luptele care ne stau în față nu suntem destul de dotați și destul de pregătiți pentru ceea ce ne stă înainte. Dar Dumnezeu care-i de față,
să-și întindă mâna peste noi. Olarule, mai pune-ne pe roată. Amin. Mai întinde-ți mâna după noi și prelucrează-ne. Aleluia. Fă ce vrei cu noi. Da, ne stă în față fiara, semnul fiarei, lucrările din cartea Apocalipsei care se împlinesc sub ochii noștri. Și nu suntem pregătiți să dăm piept cu astfel de lucruri. Am citit în cartea Apocalipsei și cuvântul lui Dumnezeu zice așa, că fiara din tâi o da putere celui de-a doua. Și zice acolo însuși, balaurul, șarpele, i-o da toată puterea fiarei, biserica lui Dumnezeu. Noi va trebui să dăm piept în piept cu diavolul în direct. Fiara care se ridică va primi toată puterea din partea vrășmașului. Și noi nu suntem pregătiți pentru asta. Mă aliniez în lângă frații care au spus, dacă stăm în picioare, stăm că El a fost mort și e fiul vecii vecilor. Stăm că o mâine puternică ne veghează. Stăm că un braț tare ne ține. Slăvit să fie numele Lui. Dar pentru a înainta în zilele care vin, trebuie să se ocupe într-un mod special de noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Aș vrea să întreb. Am auzit ani de zile și prin adunări și aici pe munte și în altă parte, ne măgulim cu ideea asta. Aș vrea să întreb, noi ce suntem? Mireasă? Am auzit frați care spun, nu suntem mireasă, suntem invitați la nuntă. Alții spun, suntem mireasă. Am auzit frați plângând, spunând, mireasa Domnului aici. Ce suntem noi? Nu e adevărat. A fost o problemă care m-a frământat ani de zile pe linia asta. Și așa suntem noi. Răspunsul dăm după ureche, după cum auzim, după cum ne convine, după ce am vrea să fim. Știi, ca și fiii lui Zebedei, au vrut să fie unul la stânga și unul la dreapta. Și au spus-o. M-a întrebat cineva. Și aș vrea să spun, nu că am cercetat așa de mult, dar consider că Dumnezeu mi-a dat o lumină pe linia asta, un răspuns pe care îl așteptam. Vorbește, Doamne. Și m-a întrebat cineva într-o împrejurare, ca să mă încurci, ca să mă pui la colț. Frate, tu ce ești? Ești mireasă? Ca fulgerul mi-a venit din cer și am simțit că mi-intră în cap. Și un glas mi-a spus, tu ești logodnică abia, nu ești mireasă. De asta biserica își permite ce își permite. De asta unii oameni trăiesc și se hrănesc cu nădejde înșelătoare. Noi suntem mireasă, nu scrie în Biblie. Pavel ne spune clar și scrie pe românește, v-am logodit cu un bărbat ca pe o fecioară. Aleluia. Dar Pavel se temea de un lucru de care noi nu ne temem de multe ori. Mă tem ca nu cumva după cum șarpile au amăgit-o pe Eva, să nu vă amăgească și pe voi de la curăție, de la adevăr. Cum trebuie să se comporte logodnica? Trebuie să se comporte cu mare grijă logodnica. Nu, dacă te-ai logodit și te vede că te mai uiți și după altul, te vede că te întâlnești cu unul pe stradă și mai râzi și ai de povestit o jumătate de oră cu el. Într-o zi mirile zice, nu se merită. Investiția e prea mare, e prea scump prețul și ceea ce îmi stă înainte nu se merită să fac. Rupem logodna. Nu te temi, biserica lui Dumnezeu, că logodnicul poate rupe logodna din cauza compromisurilor și a lucrurilor pe care le acceptăm în viața noastră? Se poate. Unii ne spun că suntem deja pe marea de cristal, mai este. Până acolo trebuie să dăm piept cu diavolul. Și dacă Hristos trăiește în noi, ăsta l-a biruit. Aleluia. Slăvit să fie numele Lui. Dar dacă nu trăiește în noi și ne hrănim cu nădejde înșelătoare, nu vom putea rezista. Doresc Dumnezeu să-și întindă mâna peste noi. Amin. Și să ne binecuvinteze. Aleluia. Să se ocupe de starea noastră fiecăruia în parte. Amin. Și să ne ajute Dumnezeu să-L înțelegem. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să luăm seama și
să ne lăsăm prelucrați în mâna Lui ca să ajungem la forma și la statura necesară cu care să putem rezista și să rămânem în picioare până la capăt. Am încheiat un legământ nu pentru un an, nu pentru o lună, nu pentru o săptămână, ci am zis, vrem să mergem până la cap. Aleluia. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Aș vrea să spun mai departe despre o lucrare din Scripturi care este necesară în poporul lui Dumnezeu, dar care în vremea aceasta este multă învălmășeală pe linia aceasta. Așa cum spuneam, în poporul lui Dumnezeu există mădulare care nu-și cunosc slujba. Există mădulare care și-au abandonat lucrarea de multă vreme. Și din toate lucrările pe care Dumnezeu le-a așezat și ni le-a dat să le facem, la fiecare în parte, după puterea Lui, după statura Lui, cei mai mulți dintre noi am ajuns un fel de comentator de Scriptură. Plecăm de pe țibleș, nu ne ducem acasă să facem rânduială. Nu ne apucăm să înțelegem, Doamne, eu ce vrei să fac? Chiar dacă sunt cel mai mic din casa părinților. Chiar dacă familia mea este cea mai săracă din Manase. Aleluia. Dar Gedeon bătea grâu ca să-l ascundă de Madian. Se țină în viață pe unii din poporul lui Israel cu grâul acela pe care avea să-l ascundă, lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu a zis, într-o zi, n-o zis îngerului Domnului, du-te la ala care are cele mai mari grade în țara asta și spune-i, du-te și luptă cu Madian. Unii spun, n-ai ce faci, nu poți să faci, nu poți. Vreau să spun, frați și surori, nu am experiența asta personală, dar o simt că se poate apropia. Dumnezeu trezește o țară printr-un om. Amin. O țară printr-un om care stă la locul lui și care își face datoria. Amin. Și care cu prețul vieții chiar ascultă de Dumnezeu, lăuda să fie numele Lui. Amin. Pe vremea lui Ilie, o națiune întreagă dusă la vale și nu așa, cu câteva sute de proroci care mâncau la masa lui Ahab și care proroceau în cor, du-te la vale că drumul la vale e înspre cer. Și un om a ales să mănânce pâinea întristării, să umble prin pustiuri și prin munți. Alții au zis, Ilie, tu ești nebun, crezi că mulți au strigat, tu ai duhuri necurate, tu ai năluci. Am auzit și aseară aici, mi se pare, și unii dintre noi așa dăm pe Ilie, numai pe noi nu dăm. Că Ilie era mândru. Întreb, după 40 de zile de post, Ilie era mândru, fraților? O zis că avea părerea Ilie despre el, că era singurul rămas în Israel. Și frații, așa are pe invers cu asta, și așa lucruri ne spun împotriva Evangheliei cu asta de nu-ți poți închipui. Susțin, Ilie când i-a spus lui Dumnezeu că a rămas singur era adevăr 100%. Amin. Cum citim în Scriptură? Nu zice Dumnezeu că avea 7000 de proroci în Israel, că Ilie nu o trimis. Dumnezeu nu a trimis numai pe unul să fie fiul durerii și ăla altul stă la pension și când se ia răsplata să spuie mai am 7000, dar ăștia sunt vagonul de dormit. Nu! Mărire Domnului! Aleluia. Dumnezeu a zis că mai are 7000 de bărbați, nu de proroci, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Gloria. Și care nu i-au dat sărutare. Dar din prorocii Domnului, Ilie era singur. Amin. Nu era mândru. Unii așa strigă, Ilie era mândru, avea părerea numai el a rămas. Și așa sunt unii și azi. Când din casă ies suspinând, când îmi mănânc pâinea suspinând, aleluia, când intru în adunare suspinând, când plec acasă suspinând, nu am mândrie. Osana, osana. Ci gemetele ajung la urechile Domnului oștirilor. Aleluia. Amin. Și într-o zi va răspunde din ceruri. Aleluia. Și va dovedi că El e Dumnezeu. Mărire. Și că lucrurile pe care le-am făcut nu le-am făcut ca am vrut, ci că m-a trimis să le fac. Lăudat să fie numele Lui. Așa o zis Ilie în fața poporului unde s-a rugat. Vin alții și spun, ce trebuie atâta rugăciune.
Ilie s-a rugat câteva cuvinte și Dumnezeu l-a ascultat, da, da. Dar Ilie în urmă avea zeci de zile de post și de suspine. Și nici nu cred că se putea ruga mai tare în fața poporului, că de bătea vântul Ilie să ducea jos. Dar glasul lui, așa firea cum era, și câteva cuvinte pe care le-au spus, o străbătut cerul și au ajuns până la Dumnezeu. Dumnezeu s-a ridicat și a trimis un răspuns. Aleluia. Slăvit să fie numele Amin. Lui. Amin. Și dorința lui Ilie nu a fost asta pe care o zic, frață. Fă să vadă că nu-i nimeni proroc ca mine în toată țara lui Israel. Și o zis, fă să te vadă pe tine că tu ești Dumnezeu. Aleluia. Întoarce-le inima înspre tine. Și fă să vadă că ce-am făcut, n-am făcut că-s nebun. N-am făcut că am duhuri necurate. Aleluia. N-am avut încotro, mai trimis și n-am putut să mă întorc. N-o zis, Ilie, când pleca pe drumul prin pustiu, ce-o zis? Acum i-am viața, că nu-s mai bun decât părinții mei. Așa o zis Ilie, nu? Rectificăm învățăturile. N-o fost Ilie mândru. Mândri suntem noi. Și plin de ifose și plin de pretenții. N-o fost Ilie mândru. Ilie a spus adevăr 100%. Lăudat să fie numele Amin. Lui Dumnezeu. Aleluia. Alții iau și spun, când s-a dus Ilie pe drumul ăla prin pustie, îngerul l-a trezit, i-a dat de mâncare și i-a zis, drumul pe care l-ai lung, ajunge la peșteră și acolo se bagă în peșteră. Ilie nu a avut concediu cum avem noi, cum ne permitem orice. Omul ăsta, 24 de ore din 24, trebuie să suspine, să fie amenințat cu moartea. Și acolo la pești răspun, frață, că a venit un vânt, a venit o furtună, a venit focul. Și frață, ca să îndreptățească pe Bal pe or în mijlocul adunării, spun, nu era Dumnezeu acolo. Curios, nu-i așa? Că noi ne-am învățat cum Dumnezeu din asta așa de carton, îl pui pe pat, stă pe pat, îl pui pe dulap, stă pe dulap, îi spui că te duci în cutare loc și te duci în altă parte și el te crede, nu-l interesează, noi așa ne-am învățat. Un Dumnezeu din asta când vii acasă, de unde vii, te mângâie, te îmbărbătează, te încurajează, te binecuvintează, nu? Și din dorința asta ne îndreptățim așa. Și când aud unii, zice, mă, curată învățătură e asta. Auzi, Dumnezeu nu era în foc? Dumnezeu nu era în furtuna aia care smulgea copacii? Și au zis, la urmă a venit un susur blând și subțire și Ilie a ieșit afară că Domnul era în susurul ăla. Și spun unii, zice, sunt unii care scap furtuna, dar Domnul nu e acolo. Mai fraților, când s-a coborât Dumnezeu la Horeb, în ce susur blând s-a coborât ca să vadă poporul? Aleluia! O zis să crăpau stâncile. Amin. Să cutremura munții. Totul era flăcări și fum. Și Dumnezeu vorbea ca un tunet din mijlocul focului, încât Israel a zis, nu suportăm să stăm în fața unui așa Dumnezeu. O zis, du-te Moise să-ți vorbească ție și noi ascultăm ce spune, dar nu mai putem suporta să ne uităm la așa priveliște. Nu era Dumnezeu acolo? Amin. Era. Că Dumnezeu e oriunde. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. În Valea Dura au fost în foc. Nu-i așa? Și-o stins focul și-o scos pe cei trei afară că erau robii Lui. Lăuda să fie numele Lui. Amin. Dumnezeu e oriunde. Când i-a vorbit Dumnezeu lui Moise, de unde i-a vorbit? Dintr-un susur blând și subțire, așa cum așteptăm noi tătă ziua. Nu, nu. Dintr-un copac care era aprins în flăcări și Ilie s-a întors să Moise s-a întors să vadă ce este arătarea asta și de ce nu se mistuie rugul. Și a zis, atunci a auzit un glas. Aleluia. Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Avraam, Isaac și Iacob. Aleluia. Descalță-te! Că pământul pe care stai este un pământ sfânt. Și Dumnezeu i-a vorbit și l-a trimis în lucrarea Lui, lăudat să fie numele Lui. Realitatea pe care, cel puțin cât înțeleg, lui Ilie numai un foc sau o furtună îi mai trebuia atunci. După 40 de zile de post și de amar, o furtună îi mai trebuia lui Ilie și cred că se ducea de tot la pământ.
Dar Dumnezeu i-a vorbit la momentul potrivit că merita Ilie atât. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Vorbim adesea despre mângâieri. Știți cine merită mângâiat? Întristații, dar nu oricum. Nu că o pierdut banii la Caritas. Nu că eu știu ce prostii eu mai făcut. Întristații după voia lui Dumnezeu. Amin. Domnul Iisus cu gura lui o zis în Evanghelie: ferice de cei ce plâng. Înțelegem noi pentru ce plâng. Se ocupă Dumnezeu câteodată și de noi. Plângem. Și alții zic, așa cum au zis despre Domnul Iisus, noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu și lovit. Smerit. Merită pedeapsa. Asta e om. E om care merită lovit. Dar vine ziua când Dumnezeu se oprește în dreptul fiecăruia care plânge după voia lui Dumnezeu. Amin. Și mângâie. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Nu fiți așa de ieftini la mângâiere. Nu aștepta să te mângâie oamenii. Poți să te mângâie 1000 de frați din toată adunarea. Dacă nu și-o întins el mâna ta, mâna, rana ta rămâne deschisă și durerea ta nu ți-o poate lua nimeni. Dar de te dau peți la moarte, Mărie, când se oprește El în dreptul tău și când îți leagă rănile și când te face să mai ridici privirea din pământ, asta face totul. Amin, amin, aleluia. Așa mă simt că merg pe calea Lui. Osana, când auzi strigând, ai duhuri necurate. Când au strigând în urmă, te-o pedepsi Dumnezeu, așa simt că merg pe urma Lui. Aleluia. Că pe aici a trecut El. Aleluia. Slăvit să fie numele Lui. Aleluia. Când simt că celor care le-ai făcut bine să scoală, să te lovească ca cel mai crunt dușman, știu că-s pe calea Lui. Astea semnele pe care ni le-a lăsat în Biblie. Slăvit să fie numele Lui, asta-i drumul. Să calci pe urma Lui, asta înseamnă să treci pe unde a trecut El. Nu să predici pe unde a trecut El doar, ci să treci pe acolo. Să treci pe acolo. Și Domnul să ne ajute. Amin. Se va auzi în viața celor ce vor alege în anii care urmează să stea lângă Dumnezeu. Se vor auzi glasuri prin adunări. Noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu și lovit, dar poate omul ăla suferă în adunare din cauza că tu îți faci de cap și casa ta. Poate duhurile care s-au ridicat să le înfrunte și să spuie, ăsta e păcat, asta e erezie, asta e rătăcire. Poate duhurile alea lovesc în casa lui, în familia lui, în copiii lui. Dar va veni o zi când Dumnezeu va ridica o cară. Aleluia! Va veni o zi când privirea din pământ ne-o vom ridica în sus și îl vom vedea pe Cel ce-i viu în vecii vecilor. Răsplata nu ne-o vor da frații, ci ne-o va da El. Slăvit să fie numele Lui. Dacă am lucrat pentru ea, dacă ne-am luptat, acum fii omul durerii și obișnuit cu suferința. Fii omul în stare să plătești orice preț și să spui, Doamne, dacă Tu trezești o adunare, indiferent cât mă costă, vreau să stau la îndemâna Ta, dar să o faci. Să vii o zi când să se vadă că nu nebunia, nu duhurile necurate, nu înșelătoria, nu alte planuri, dorința de a ne ține de scaun, cum spun unii, ne-a făcut să stăm în bătaia vânturilor și furtunilor, ci dorința de a ajunge la El și de a fi pe placul Lui, și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Să spune despre Ilie, așa cum spuneam, e fals că să spune Domnul numai în susurul blând. Domnul peste tot, poate fi în foc, poate fi în apă, poate fi în mijlocul furtunii, poate fi oriunde Dumnezeu și poate vorbi de oriunde, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și apoi Dumnezeu îi spune acolo, Ilie, întoarce-te. Aș vrea să spun o altă erezie care se spune. Am auzit frați spunând, auzit și eu, zis Domnului Ilie, întoarce-te pe drumul tău prin pustie. Deci nu era drumul Domnului. Ai văzut Ilie, mândru și acolo,
a umblat de capul lui, a făcut să credea că numai el e în Israel. Acum a luat-o pe timp pustiu și nu a luat-o pe drumul Domnului, a luat-o pe drumul lui. Mai fraților, Dumnezeu i-a spus lui Ilie, întoarce-te pe drumul tău, adică în sensul, pe drumul pe care ai venit. Dar de drumul ăla, nu Ilie după capul lui a luat-o pe drumul ăla. Țineți cont, îngerul care l-a trimis Dumnezeu să-i aducă de mâncare, i-a vorbit lui Ilie de drumul ăsta. Deci drumul pe care a mers Ilie, am îndrăzneala să spun că era al lui Dumnezeu. Amin. Să vii să fie numele Lui. S-a dus la Horeb, Dumnezeu i-a vorbit acolo și acum i-a zis, vine mângâierea pentru Ilie și va veni și pentru noi. Amin. Dumnezeu cu alte cuvinte i-a spus Ilie, întoarce-te pe drumul ăsta, că asta e ultima dată când calci pe drumul ăsta. Du-te și unge-l pe Cutare împărat în Siria, du-te și unge-l pe Elisei din Abel Mehola, prorocul în locul tău, și pregătește-te că pentru tine lacrimile îs destule. Amin. Pentru tine postul e destul. Amin. Pentru tine că ți-ai pus viața în joc e destul. Da. Și vin în curând să te iau acasă. Lăudat fie Domnul. Dumnezeu nu lua în cer un om mândru. Dumnezeu nu lua în cer un om care umbla pe drumul lui. Dumnezeu nu lua în cer un om care aștepta să-i vorbească Dumnezeu din susurul blând. Și Dumnezeu a luat un om care a suferit, care a postit și care a stat în bătaia vânturilor și furtunilor până la capăt și nu s-a compromis. Lăudat să fie Dumnezeu. Și a venit mângâierea pentru Ilie. Ahab era mângâiat în fiecare zi de prorocii lui. Unul își făcea coarne, unul își făcea și tot îl mângâiau și îl îmbărbătau. Nu-i așa? Câți nu sunt azi prin adunări îmbărbătați și mângâiați? Și trăiesc în tot felul de lucruri scufundați până peste cap și trag nădejde de rai. Nu noi dăm raiul, stați liniștiți. Nu eu sunt la poarta raiului, nu tu. Acolo stă unul care are ochii ca fara focului. Unul care nu poate vedea nelegiuirea. Unul care e curat. Aleluia. Și sfânt. Aleluia. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Și vom tremura toți înaintea Lui într-o zi, chiar și cel neprihănit, când ne vom uita la măreția Lui, la faima Lui, la cine e El și cine suntem noi. Știți ce a făcut Iov când s-a întâlnit cu Dumnezeu față în față? Și noi nu suntem pocăiți ca Iov încă. O zis, urechea mea auzit despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. O zis, mi-i scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. De câte ori ne-am spus noi că ne-am întâlnit cu Domnul și nu ne-am pocăit? Ba de la un an la altul întâlnești oameni care își croiesc cărările tot mai la vale. Și când mai spui ceva din Biblie, unii strigă, am auzit anul trecut, cineva a spus, o vorbit povești, astea sunt povești. N-am vorbit povești, erau cuvinte din Iacov 5. Amin. Valabile, așa cum zice Apocalipsa, pentru cine are urechi de auzit. Aleluia. Și vrea să se pocăiască. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să mă ajute și pe mine să mă pocăiesc și pe toți care suntem aici. Amin. Să avem urechi de auzit și să ne pocăim. Că vine ziua care arde ca un cuptor, zice Maleahi, și o zis, va arde ca leșia înălbitorului, și o zis, toți cei trufași și toți cei mincinoși și oamenii care au trăit așa sub o mască a pocăinței, o zis, vor cădea. Și cei care au suferit și cei care au răbdat și au trăit adevărul, o zis, vor zburda, vor sări ca viței din grajduri și se vor uita în ochii celui care vine pe noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Am să mă duc pe linia lucrării Duhului Sfânt. Cred că timpul e gata. Vorbești, în problema lucrării Duhului Sfânt avem mari probleme, multă învălmășeală, multă încălcitură în poporul lui Dumnezeu. Erezii care iau proporții de la un an la altul, oameni cu sutele care spun că sunt botezați cu Duhul Sfânt și aduc roade pentru moarte și pentru iad, proroci și tot felul de lucruri, oameni duși la vale, oameni rătăciți, oameni înșelați. Vorbește, e nevoie ca Duhul despre care spunea Dumnezeu în Isaia că s-a odihnit peste Hristos
să se odihnească și peste mine și peste tine. Amin. Și acolo spune Duh de tărie. Îl întreb, frate, de ce stai? De ce taci? A, nu poți, ăștia-s neam mare. Dumnezeu printr-un om trezește o țară. Amin. Dacă ești în stare să plătești prețul de suferință, neputință, frică. Și-a zis, Duhul care s-a odihnit peste Hristos a fost Duh de tărie. Doamne, fă să fie Duhul ăsta peste noi. Amin. Duh de sfat. Aleluia. Stai de ani de zile în adunări. Și Dumnezeu a zis, voi scrie legile mele unde? Nu în computer. Unii așa spun, ține în computerul că am scris Biblia pe el. Și predicile-s din computer. Apeși pe butoane. Nu credeți că icoana asta se bagă prea tare în viața noastră? Copiii se căsătoresc prin internet, nu? Parcă ar fi Dumnezeu ăsta. Ui, un Dumnezeu, într-adevăr. La alții internetul le dă bani foarte mulți. Auzeam pe un frate, eu zis, o rezista câțiva ani, eu zis, nu, trebuie să mă bag pe internet, că eu pierd enorm de mulți bani. Că pierde raiul, că pierde împărăția, nu-i problema, asta nu-i așa scumpă. Unii beau din calculator și ne predică, nu-i așa? Dumnezeu a zis una și rămâne în picioare. Voi scrie legile mele în inimile lor. Amin. Și nu va mai zice fiecare aproape lui, haide și cunoaște pe Domnul. Că toți mă vor cunoaște. Amin. Căci pământul va fi plin de cunoștința. Amin. Domnului. Amin. Ca fundul mării de ape, lăudat să fie numele. Amin. Lui Dumnezeu. Amin. Îl întâlnești după 20 de ani de pocăință că bâșbuie și nu știe încotro să apuce. Ce-i asta? Nu-i Duh de sfat, nu-i cineva să te călăuzească. Fă, Doamne, ca Duhul ăsta din Isaia să se odihnească peste noi. Amin. Să știi în încurcătură, să știi când duhurile ți-au întins cursa. Să te sfătuiască cineva și legea lui Dumnezeu să fie în adâncul inimii tale. Și să zici, așa este scris și nu mă abat de la asta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Acolo zice mai departe, nu mai le rețin, zice printre altele, Duh de frică de Domnul. Așa-i Duhul Sfânt, frați penticostali. Îi Duh de frică de Domnul. Adică te face să te apropii de Domnul, te face să te sfințești pentru Domnul. Amin. Te face să trăiești pentru Domnul. Amin. Nu după ce ai primit Duhul Sfânt, îți lărgești mai tare calea, umbli mai destrăbălat, mai extravagant și spui, eu am Duhul Sfânt, nu te atinge de mine, așa spunea un Israel. Nu te atinge de mine că sunt sfânt. Erau? Dumnezeu nu după etichetă ține sfinții. Și după viață trăită. Amin. După realitate. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Deci trebuie pe linia Duhului să intrăm, să ne pocăim, să ne corectăm. Ajută. Și să căutăm să primim Duhul pe care l-a avut Iisus. Amin. Duh de frică de Dumnezeu, Duh care te duce să păzești Evanghelia. Ne confruntăm tot mai mult în zonele în care suntem. Oameni de la un an la altul, cu sutele, au primit Duhul Sfânt, au primit Duhul Sfânt, spunem noi, și când te uiți în viața lor, te sperii și se uită păgânii și zic, dacă ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu-i. Nu-i adevărat. Asta e lucrarea de rătăcire a anticristului. Oamenii în zilele din urmă vor avea o formă de evlavie, dar tăgăduim puterea. Și dacă au o formă de evlavie, au și o formă de Duhul Sfânt, care pe el nu-l duce la sfințire. Pe el îl duce să facă tot ce vrea. Dar are Duhul Sfânt, nu te atinge de el, care are Duhul Sfânt. Au o formă de evlavie, au o formă de învățătură și nu vă supărați. Vor avea și o formă de rai, că n-a la adevărat nu poți ajunge așa. Amin. Da, o formă de rai. Satana o să-i ție la ecrane și la iluzii și la spurcăciuni până s-or trezi într-o zi că au pierdut totul. Dumnezeu din cer să ne trezească. Amin. Amin.
personal doresc nu al tu să fie peste mine, ci doresc ăsta să stăpânească. Amin. Amin. Când îi luptă să fie tărie. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului. Spune Biblia să fie sfat. Când oamenii te lovesc cu răutate, când oamenii nu le pasă, să fie cineva care să-ți spună, ia-o pe aici, că voi fi cu tine. Amin. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Să fie cineva să-ți spună, nu fă pasul ăsta că te costă viața. Și să fie Duhul de sfat peste noi. Amin. Atunci când oamenii nu se tem de Dumnezeu, noi să avem în noi Duhul ăsta care să te facă să te tem de Dumnezeu. Amin. Nu? Secretul celor trei din Valea Dura, secretul lui Iosif în țara Egiptului, copilul vândut, secretul lui Ieremia, copilul fără copilărie, pus în cântecele oamenilor și de bat jocura tuturor, secretul celor ce sunt azi aici și suspină în luptă, nu cedează și așteaptă o zi de izbăvire. Amin. Vine, că Dumnezeul nostru e viu, slăvit să fie numele Lui. Fă, Doamne, ca Duhul ăsta să vie peste noi. Amin. Ceea ce se vede, spun cu toată responsabilitatea, în lucrarea lui Anticrist, lucrare de rătăcire. Amin. Că Dumnezeu nu va băga în rai oameni care au vorbit în limbi așa la kilogram. Dumnezeu va băga în rai oameni care au adus roada Duhului despre care au spus că locuiește în ei. Amin. Roada Duhului Sfânt. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. La aceasta. Amin. Ioan a spus, securea înfiptă la rădăcina pomului. Și ce-o zis, dacă vorbește în limbi, Domnul se întoarce, nu? Nu. O zis, cine n-aduce roadă, va fi tăiat și aruncat în foc. Nu? E scris. Amin. Deci Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie. Amin. Pentru El. Amin. Slăvit să fie numele. Amin. Lui. Asta e realitatea. Trebuie să existe ce-o zis Isaia, Duhul ăsta peste noi. Și în viața noastră să se vadă roada Duhului Sfânt. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Să suferim, să răbdăm, să plătim prețul, să stăm în locul în care ne-a așezat Dumnezeu, să stăm în lucrarea în care ne-a așezat Dumnezeu, nu așa, niște comentatori de ăștia de tribună. Trebuia așa, n-o zis bine așa, acolo greșit, la toate astea ne pricepem. Dacă când te întreabă cineva, tu ce faci? Dăm pe Ilie. Că Ilie săracul venea din luptă și noi îl acuzăm, auzi, s-o dus la peșteră să stea acolo și Dumnezeu l-a întrebat, ce faci? Ce facem noi? Unde ți-i lucrarea, frate, pe care ți-o dat-o Dumnezeu, de ani de zile ai abandonat-o și ești un comentator din ăsta ieftin, așa de tribună, care stai pe laterală și înghimbi și pe unul și pe altul, dai și în stânga și în dreapta și tu de fapt nu faci nimic. Unde ți-i lucrarea? Nu vă înșelați. Vine stăpânul și ne va întreba de două lucruri care nu pot fi despărțite. Dacă ai trăit pocăința și dacă ți-ai sfârșit lucrarea pe care ți-o dat-o Dumnezeu să o faci. Amin. Potrivit cu pilda nunții fiului de împărat, cel ce-a fost găsit fără haină de nuntă, unde a fost aruncat? Afară. Știm ce înseamnă afară. Și în aceeași Evanghelie spune pilda talanților. Și zicem noi lucrările împărțite la fiecare în parte. Eu întreb, l-a acuzat stăpânul că n-o trăi pocăința pe ăla care a îngropat talentul și l-a adus într-o zi? Nu, nu scrie, cel puțin avem verset să spune, mă, tu n-ai trăit pocăința, mă, tu ți-ai făcut de cap. Întreb în ziua asta, cât sunt azi aici care se înșeală cu ideea, eu și casa mea să trăiesc pocăința, e bun? Amin. Dar cine nu-și face lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu, unde ajunge? Afară. Afară? Pentru că Samuel o zis clar și rămâne în picioare. Neascultarea și împotrivirea, ce înseamnă când nu-ți faci lucrarea? Pedepsește. Fugi de ocară, de suferințe, să nu-ți fie lovită familia, să nu suferi, să nu plătești, nu? De asta ai abandonat lucrarea, nu de altceva. Că dacă te-ar fi luat frața așa pe mâini și te-ar fi aplaudat tătă ziua, ai fi ajuns și păstor, poate.
Dar așa, lovituri, ocări, lupte în duh și așa mai departe, nu? Ai abandonat lucrarea de ani de zile și te înșel cu ideea asta. Eu și casa mea trăim pocăința. Ai schimbat lucrarea care ți-o dat-o Dumnezeu, te-o pus să spui adevărul, să suni de sus și din trâmbiță. Acum vizitezi orfanii, văduvele, mai dai ceva bani în numele Domnului și zici că cu improvizațiile astea ajunge în rai. Se poate? Nu. Nu uitați! Cel ce nu și-a făcut lucrarea a avut aceeași soartă cu cel ce nu a trăit pocăința. Haina de nuntă în Apocalipsa zice faptele neprihănite, adică trăirea pocăinței. Și acum închei cu doi bărbați din Scriptură care numai așa au fost primiți în cer. Pavel Apostolul i-a scris lui Timotei din temnița din Roma și i-a zis așa: Timoteie, clipa plecării mele este aproape. Aleluia. O simt, amin, o văd. Dar Pavel a zis așa: în viața asta cât am trăit-o, n-am predicat când am avut chef. Opsana. Ce-o zis în posturi, în bătăi, în temniță, în primejdii de moarte, între tâlhari, între frați mincinoși, pe mare, pe uscat. O zis: m-am luptat lupta cea bună a credinței. Adică am trăit pocăința, o zis Pavel. Dar Pavel o zis mai departe: și-am sfârșit și lucrarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și acum privirea mi în sus, n-am remușcări, n-am mustrări de cuget, îl aștept pe ăla care va da cununa și o va da și la cei care îl așteaptă, slăvit să fie numele Lui. Amin. Domnul Iisus, înainte de a pleca la cer, i-a făcut Tatălui rugăciunea aceasta fără să aibă mustrări de cuget. Și a zis: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac pe pământ. Am terminat-o. N-am dormit. Nu m-am tras într-o parte din cauza ocărilor. Și am stat și am dat fața celor ce m-au lovit, spunea prorocii în Vechiul Testament. Mi-am făcut fața ca cremenile și au lovit în mine și dintr-o parte și din alta. Dar o zis: eu am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o pe pământ. Întreb, are cineva dubii de aici din adunare că Domnul Iisus nu a trăit pocăința? O trăit pocăința, o sfârșit lucrarea și eu zis lui Dumnezeu: acum proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Aleluia. Mă tem de asta când citesc în Biblie. E așa de greu de înaintat acum, e așa de periculos. E așa de mari prețurile pe care trebuie să le plătești. Dar fără astea două lucruri terminate în cer, nu avem ce căuta. Nu te mai înșela, nu te mai măguli că trăiesc pocăința tu și casa ta. Când Evanghelia e călcată în picioare și batjocorită de profesioniști, de cei care de la o plajă vin și la alta se duc, de la cei care scaldă ochii în ecrane la toate spurcăciunile, de la cei care în casa lor bală și are templu și toți idolii neamurilor, și noi le dăm la o parte așa ca pe autobandă când vine salvarea, poliția și pompierii, semnalizăm dreapta și stânga și ne dăm și le facem loc. Dumnezeu trezește o țară! Dar dacă ești în stare să suferi împreună cu El, Biblia spune despicat, dacă suferim împreună cu El, vom și împărăți! Azi îți dat la lada de gunoi! Alții strigă: ești nebun, ai duhuri necurate! Dar văd o zi printre stele, printre nori! Că va veni călare pe un cal alb! Aleluia! Și de ne vom lupta să-L ascultăm, să-L slujim, să facem lucrarea! Ne vom uita în ochii Lui! Aleluia! Și vom zice: ăsta e ăla pe care aș fi vrut să-L văd odată în viață, măcar cu ochii! Ăsta e ăla când diavolul mi-a lovit familia, Dumnezeu și-a întins brațul! Ăsta e ăla care l-am simțit în cercetare când am zis: de nu intervii, nu mai pot! Ăsta e ăla care mi-a cercetat viața, ăsta e ăla care m-a ridicat din moțirlă, ăsta e ăla care m-a ținut în picioare în fața tuturor furtunilor și valurilor.
Ăla care m-a ajutat să te dau drumul până la capăt. Eu, pe Manu Gropi, eu zis, am nădejde asta, chiar dacă mi se prăpădește carnea. O zis, eu știu că răscumpărătorul meu e viu și la urmă se va ridica pe pământ. Și eu n-o zis, prorocul cu tare, nu știu care o să-l vadă, o zis, eu, ochii ăștia, o să-l vadă și o zis, să va fi binevoitor. Slăbit să fie numele lui. O să plecăm de aici și alții o să spuie, din nou fac ăștia pe-a sfinții. Nu, mă uit cu îngrijorare la zilele care ne stau în față, la luptele care vin, la prețurile care trebuie plătite. Și-l rugăm pe Dumnezeu, toți deopotrivă în rugăciunile care urmează, ocupă-te de noi, amin. Ridică-ne, întărește-ne, amin. Trezește-ne, amin, la realitate, amin. Și dă-ne puterea necesară să putem răbda tot ce vine, amin. Ca într-o zi să-ți vedem fața pe norii cerului și să ne putem uita țintă în ea și să putem ajunge acolo unde ne-am pornit, amin. Și Domnul să ne ajute la asta, amin.